și a început drumul profesional ca asistentă medicală la Spitalul Județean, dar a abandonat curând munca dedicată sănătății trupului. Pur și simplu, nu m-am mai regăsit în ceea ce însemna la vremea respectivă, adică acum 10 ani, sistemul sanitar și am spus, hai să încerc să fac altceva. A ales jurnalismul, o meserie pentru sufletul și mintea omului. Și n-a dat greș. Sorina Bota a câștigat premiul pentru cel mai bun reportaj de televiziune din România, dar și cea mai importantă distinție acordată de Clubul Român de Presă, premiul Dumitru Tinu. Adevărul este că nu am crezut niciodată până în momentul în care nu am participat la aceste concursuri că este atât de greu să răzbați ca jurnalist de provincie. Sorina compară jurnalismul cu muzica. Crede că în presa scrisă ai la dispoziție o singură vioară, dar trebuie să cânți la fel de bine ca o întreagă orchestră. Iar cea mai dragă partitură din cariera Sorinei este cea dedicată cardinalului Alexandru Todea. Cred că este regretul meu cel mai mare că n-am reușit să fiu mai aproape de acest om înainte de a se duce alături de Sfinți, pentru că cred cu toată convingerea că a fost un sfânt coborât printre noi ca să ne arate o anumită cale. Sorina Bota s-a remarcat prin campaniile de presă pe care le-a inițiat, s-a bătut pentru salvarea monumentelor istorice și a pledat pentru înființarea unui centru de excelență la Târgu Mureș. În momentul în care i-am înmânat personal ministrului aflat la vremea respectivă în funcție proiectul cu dosar de excelență, mi-a replicat foarte arogant: domnișoară, prioritatea noastră este învățământul de masă, nu copiii supradotați. Dar Sorina nu se lasă înfrântă, va lupta în continuare cu armele profesionalismului, chiar dacă de curând a ales un alt drum, marketingul politic. Surprinzător am constatat că lumea presei se vede cu totul și cu totul diferit de cealaltă parte a baricadei. Și am constatat că te doare, adică o vorbă aruncată de un jurnalist sau scrisă într-un anumit ziar, dacă nu este adevărată, chiar te doare foarte tare. S-ar putea lăuda cu nenumărate succese profesionale, dar Sorina se mândrește doar cu fetița ei, Sara. A așteptat-o 3 ani să vină pe lume și o imagina ca pe o steluță roz, pe care o chema insistent la cea mai importantă întâlnire a vieții. Sara nu are termen de comparație, nu o pot pune alături de nimic. Sara este Sara mea și este cel mai drag lucru și cel mai important lucru care mi s-a întâmplat în viață. Restul nu contează.